draft, dar alegem doar jucători care au câștigat Euro. O să fie un challenge destul de interesant. Da, bine v-am găsit la un nou videoclip cu drafturi de pe canal. Astăzi o să facem 3 drafturi, totul ca să reușim să creăm un prim 11 full de jucători care au câștigat Euro pe parcursul carierei. Din păcate, Neymar, Ronaldinho, Messi, jucători ăștia sud-americani, nu o să putem să-i luăm, că avem doar câștigători Euro, doar jucători din Europa, desigur, logic. Și mergem și facem primul draft, poate ne este din prima încercare, cine știe ce formație o să alegem de aici. Cea mai versatilă formație de aici, eu zic că e 4-4-2 holding, 2 atacanți, avem și benzi, eu zic că e formație forță pentru a reuși challenge-ul. Thiago, ia stai așa, Thiago Alcantara a fost inclus în lotul măcar din 2012 al Spaniei, că de aici pare cam singur eligibil. Din păcate, Cică a fost accidentat la Euro 2012, frate, și nu a prins lotul. Așa că de aici niciun jucător nu este eligibil, dar o să luăm pe Ribery, luăm pe Frank Ribery. Pe jucătoarele feminine nu o să luăm, că e destul de greu de căutat la acestea. Berbatov n-are clar cu Bulgaria și Sanchez e chilian, deci din păcate niciun jucător nu este eligibil. Totuși hai că luăm pe Berbatov aici. Mergem mai departe, următorul striker, ce avem pe poziția de striker, Icardi cu Argentina nu e eligibil. Raul, frate, poate l-avem pe Raul la Euro 2008, cine știe. Dar încă o dată acum și din păcate Raul nu a fost convocat nici la Euro 2008, nici la Euro 2012. Așa că luăm pe Icardi, nu contează pe cine luăm. Hai să mergem mai departe la right mid, Franța iar. Ok, niciunul nu e eligibil de aici, luăm pe Bailly. Hai să vedem CDM-ul, ce avem pe poziția de CDM, Jäger, Dominguez, Marc Roca, niciunul de aici nu e eligibil, clar. Hai că luăm pe Marc Roca. Mai departe, ce avem mai departe, Locatelli, Oberdorf, Rodri, Xabi Alonso 100% a fost convocat, n-are cum. Dar după cum puteți vedea, Xabi Alonso are 2 euro câștigate, frate, și în 2008 și în 2012 cu Spania. Și acesta este primul jucător pe care îl băgăm în echipa noastră minunată și care a câștigat euro. Hai că sperăm că vor veni mai mulți. Să vină aici pe stânga Jordi Alba. Haide mă, Jordi Alba, se poate. Și nope. Robol n-a câștigat, din păcate Anglia n-a câștigat euro până acum. Așa că până la urmă luăm pe Roberto Carlos Bale. Mergem mai departe, hai să vedem ce avem pe poziția de right back. Carlos Alberto, Alexander Arnold, De Marcos, nu prea cred că a fost De Marcos convocat pe vremea aia. Îl luăm pe Carlos Alberto pentru rating. Mergem mai departe, am dat din greșeală pe portar. Haide, Casillas. No. Donnarumma a câștigat clar cu Italia Euro 2021. Chiar acesta le-a dus victoria pentru că a apărat penalturile alea. Deci Donnarumma clar îl luăm aici, băieți. Haide mă, Sergio Ramos. Bun, niciunul nu merge, așa că luăm pe Koulibaly. Următorul, taș central, îmi trebuie jucători Icon că ea sunt cei mai eligibili. Hai că le-au pe Crăciun că e moldoven, ce arată aici mecher. Hai să vedem totuși, poate la rezerve. Deocamdată 2 jucători, nu prea văd cum aș putea completa eu echipa asta full, dar cine știe, poate avem noroc. Hai de unde să știi. Să fi fost Viera în lotul Franței din 2000, băieți, poate. Da mă, bine dacă vrei. Viera, după cum puteți vedea, a fost aici inclus în lotul Franței, frate. Deci 3 jucători avem deja acum. Xabi Alonso, Viera și Donnarumma. Hai că se poate. Poate reușim să completăm primul 11. Nu e imposibil, băieți, nu este imposibil. Cum ar fi să ne iasă din prima? Hai de mă. Stai, Ruben Dias? Dar nu, Bendiaș 2016, cam greuț. Sau poate Di Marco a fost inclus în lotul Italiei, cine știe. Dar nu, că-și ca Spinazzola, totuși hai să căutăm. Bă, Ruben Dias nu a câștigat euro cu... Și nici Di Marco nu a câștigat euro cu Italia, nu a fost inclus atunci. Dar până la urmă, hai că luăm pe Ruben Dias tot ăsta. Mergem mai departe, hai să vedem. Ce jucători avem pe banca de rezerve? Alvarez nu, Tsimikas nu, Holiu nu, Francescoli nu. Hai că luăm totuși pe Francescoli, băieți. Următorul jucător, Spinazzola, da mă, Spinazzola, clar, Euro 2021. Unul dintre cei mai importanți oameni ai acestora, din păcate, parcă a fost accidentat în finală. Știu că se accidentase și n-a prins finala. Dar vine și el la echipă și chiar se conturează frumos echipa. Deja avem 4 jucători care au câștigat Euro. Ne mai trebuie încă 7, dar mai avem, cred că, 9 rezerve și cam greu să prindem din aproape toate. Dar încercăm, băieți, încercăm. Și Frimpong nu, Barnes nu, Cruyff, poate Cruyff? Parcă are Olanda Euro, nu? Ba da, are Olanda, băieți, Euro în 1988, însă nu știu dacă juca Cruyff atunci. Da, din păcate, Cruyff nu a câștigat nimic cu Naționala, nici Cupa Mondială, nici Euro, din păcate. Totuși, o să luăm pe acesta, pentru că nu avem altceva ce să luăm. Și mergem mai departe, mergem la următorul jucător, nu prea avem ce să luăm. Așa că hai că luăm pe Messi. Și între timp n-a mai picat niciun câștigător de euro la picuri, băieți. Deci primul draft nu este rău. Am avut Vieira, am avut Xabi Alonso, Donnarumma și cu Spinazzola. 4 jucători care au câștigat euro. Nu ne-a ieșit așa cum am vrut. Așa că mergem la al doilea draft. Poate al doilea draft va fi mai norocos, băieți. Mergem la al doilea draft. Poate acesta va fi mai norocos. Poate avem mai mult de 4 jucători. Cine știe. Hai să vedem ce formație
alegem aici. Bă, o să merg cu 4-4-1-1 attacking. Asta n-arată rău formația asta. Și primul jucător, capitanul, este nimeni altul decât... s-ar putea să fie Müller, frate. Müller s-ar putea să aibă euro. Da, mă, și Müller are euro, frate. A câștigat euro în 1972. Probabil că a fost, cred că, și cel mai bun marcator. Și începem în forță, începem în forță, băieți. Mergem mai departe, hai să vedem Raidmidul. Raidmidul care este e sigur n-a jucat. Totuși luăm pe el, da, n-a jucat clar. Mergem mai departe, la mijlocașul central. Gundogan, Marchisio. Da, n-a câștigat niciunul de aici. Totuși luăm pe Marchisio, că arată interesant. Mergem la CF. Ce avem pe poziția de CF? Cantona, cum am zis, n-a jucat. Crive n-a jucat, cum am zis. Gullit s-ar putea să fi jucat în 1988. O, mă, bine, dacă vrei, Gullit are și el un euro, cum am zis, în 1988, Ruud Gullit câștigă și el euro, pentru că începem prea bine. Deci, clar, îl luăm pe Gullit aici. Mergem mai departe la mijlocașul central. Hai să vedem ce avem la mijlocașul central. Vitinha, sigur, n-a fost inclus în lotul Portugaliei, dar totuși, hai că luăm pe acesta. Levmidul. Ce avem pe poziția de Levmid? Ginola poate juca la Euro 2000, cine știe? Da, din păcate, Ginola nu prea a câștigat multe lucruri în carieră și nu a fost inclus în lotul de la Euro 2000 pentru Franța. Totuși, o să luăm pe acesta, că e cel mai bun de aici. Te mai dați jucători europeni care au și câștigat euro. Carlos Alberto nu, Walker nu, Zanetti nu, dar n-avem ce să luăm de aici. O să luăm totuși pe Carlos Alberto. Următorul este CB-ul. Hai să vedem ce avem pe poziția de CB. Drăgușin clar n-a câștigat, e român. Nu câștigă nimic românii. Totuși, poate Kohler a luat ceva? Da, băi, vere, bine, dacă vrei. Nu mă așteptam ca Kohler să fie câștigat ceva cu Germania, dar a fost inclus în lotul din 1996. Nu știu dacă a fost titular. Ok, bine rău de tot. Avem deja 3 jucători în echipa noastră. Hai să mai dăm un Donnarumma aici, dar până atunci luăm CB-ul. Haide, mă, încă un CB, un Ramos îmi trebuie și easy. Da, nu vine Ramos, bă. Da, de aici clar n-a câștigat niciunul. O să luăm totuși pe Smalling. Jordi Alba, te rog eu, pe stânga. Jordi Alba, te rog eu. Wow. Pa, mă, nu vine, bă, Jordi Alba. Pe Juan Bernat aici. Haide, mă, Donnarumma încă o dată și e perfect. E chiar perfect primul 11 dacă vine Donnarumma aici, dar nu vine Donnarumma din păcate. Sirigu? Nu are cum. A few inches later. Ba da, băi, Fer, a fost Sirigu, ești nebun. Uite că a fost rezervă la Euro 2021. Nu mă așteptam la asta, însă surprinzător vine încă un portar care a câștigat Euro. Adică n-a contribuit cu nimic la acesta, dar a stat și el acolo pe bancă și a susținut cu vorbe echipa. Așa că îl băgăm pe Sirigu la echipă, desigur. Deci avem 1, 2, 3, 4. Deci se poate, băieți, se poate. Încă 7 jucători ne mai trebuiesc. Nu e imposibil. Așa că hai să mergem cu următorul. Următorul este Schweinsteiger, din păcate, are toate trofele posibile. Are și cupa mondială, dar nu are euro. Dar totuși îl luăm pe acesta pentru că arată cel mai bine. Mergem mai departe. Ce avem în continuare? Care e următorul jucător? Stevie G, Gattuso. Gattuso cred că are doar cupa mondială. Deci e clar că n-a venit niciun câștigător de aici. Dar îl luăm pe Gerard, cred. Îl luăm pe Gerard, da. Și... da, mă, Ramos, clar, Ramos, direct, Ramos. Nu mai este discuție, a fost, cred că, și la Euro 2008 și la Euro 2012, Sergio Ramos, clar, aici, băieți. Deci, 5 jucători până acum. Nu cred că o să fie draft mai bun decât ăsta. Cred că al treilea o să dea greș, dacă... da, băi, și nu a mai dat efectiv niciun jucător care a câștigat Euro. Am rămas doar cu 5 jucători acolo în prima echipă. Deci, 5 jucători, băieți, 5 jucători. Hai că mai facem și ultimul draft, că poate la ultimul iese ceva mai bine. Măcar 7 să am și ar fi frumos să am 7. Haide mă, echipă full de jucători care au câștigat Euro. 4-3-3 atac, e formația norocoasă, zic eu. Iar capitanul este Ginola, nu e Rivaldo, nu e Hagi, nicio șansă. Îl luăm pe Ginola aici, băieți. Mergem mai departe, la striker. Strikerul este nimeni altul decât Thuram, Henry Euro 2000 poate? Da, mă, da, Henry la Euro 2000, băieți, după cum puteți vedea, a fost inclus în lotul francezilor. Hai să mai vină și Vieira, să mai vină și Zidane și e perfect așa. Henry a câștigat Euro, așa că luăm pe acesta, mare variantă, Food Birthday. Ok, primul jucător, din mulți alții care sper eu că vor veni. Mai departe, Asensio, Garincha, Diani, aici e nașpa, n-avem ce să luăm. Leapă, Aloyarayan, așa, hai că s-a citit dacă e. Mergem mai departe, la mijlocașul central. Little, Patrick Ujaro, Modric, Mutinho, cred că are Euro 2016, că știu că l-a pus Ronaldo să bată penaltiul ăla, că i-a fost frică să bată penaltiul la Euro 2016. 100% are Mutinho, dar o să verific, dar 100% are.
Dar l-avem aici pe João Moutinho, după cum puteți vedea, campion cu Portugalia în 2016 și chiar a bătut bine penaltiul pe care l-a pus Ronaldo să-l bată. Perfect! Și încă un jucător care a câștigat Euro, deja 2. Începem din nou promițător, sperăm că o să reușim să continuăm tot așa. Gheoțe are cupa mondială, n-are Euro, Bergkamp poate cu Olanda, cine știe? Bergkamp nu are cu Olanda. Și nici Bruno nu are cu Portugalia, că încă era prea tânăr atunci. La Snyder n-are rost să verifică, e clar că nu e. Și Baldanzi sigur n-a jucat la Euro 2021, dar totuși l-am luat pe Snyder aici. Hai să mergem la mijlocașul central. Ce avem pe poziția de mijlocaș central? Capoe. Nene ăsta să fi jucat oare? Nu, n-a fost băieți inclus, era clar că nu e inclus. Așa că până la urmă luăm pe Henderson aici. Mergem mai departe, la rightback. Hai să vedem ce avem pe poziția de rightback. Sidilia, Mukiele, Laundru. Poate Laundru cu Danemarca? Danemarca a câștigat în 92, de ce posibil? Da mă, ia uite-l mă, ia uitați-l băieți. Euro 1992 cu Danemarca, Brian Laundru. Deci e forță, e forță, e forță. Chiar nu mă așteptam să vină, dar uite că ne surprinde jocul până acum. 3 jucători care au câștigat Euro. Și încă mai avem jucători în primul 11 și încă mai avem rezerve. Deci e posibil să completăm challenge-ul aici. Duarte, nu e imposibil să fi fost Duarte în lotul Portugaliei. Dar nu a fost, că n-a câștigat nimic în carieră. Deci aici nu prea contează pe cine luăm. Hai că luăm pe Daily Blind. Următorul CB. Hai să vedem ce avem poziția de CB. Blanc, trebuie să fie blanc, n-are cum. Ah, dar și Puiol Vere, sigur a jucat la Euro 2012, n-are cum. Deci cred că amândoi au fost eligibili. Mamă, nu pica mă și amândoi separat gen. Da, băieți, Laurent Blanc are Euro 2000 aici cu Franța. Și de asemenea și Puiol a câștigat Euro cu Spania, a câștigat Euro 2008. În 2012 nu a fost inclus. Deja era Piqué, era Ramos, erau ăia mai tinerei. El deja era pe final de carieră. Deci pot să-l iau pe oricare, frate. Sincer, hai că-l iau pe Puiol totuși, care are rating mai mare și arată mai interesant. Mergem de data asta la Lev. Hai să vedem ce avem pe poziția de left back. De Jordi Alba. Trebuie să fie Jordi Alba, n-are cum, 2012, clar. Da, băieți, v-am zis, Euro 2012 are Jordi Alba, mamă. Cred că reușim challenge-ul, băieți, cred că reușim challenge-ul. A treia încercare, cred că e cu noroc, băieți. Da, vine Jordi Alba. Deci, clar, 93 team of the season, Jordi Alba. Hai și cu un Donnarumma aici, perfect. Să mai vină încă o dată Donnarumma, ar fi perfect. Ia uite-l că vine și Casillas, ești nebun, 2012. Și s-ar putea și 2008 să fie, adică 100% e și 2008. Da, Casillas are 2 euro, 2012-2008. Are și cupa mondială de asemenea, a fost în prime-ul ăla al Spaniei, care a rupt efectiv tot. Deci nu-l mai luăm pe Donnarumma, luăm pe Casillas. Poate totuși pică Donnarumma la rezerve. A, mai era și Sidigu acolo, ați văzut? Deci aveam 3 variante posibile. 4, 5, 6 până acum, băieți, 6 jucători care au câștigat Euro în primul 11. Trebuie încă 5 la rezerve. Hai să vedem, se poate, se poate. Și Benzema, Samsone, Oyarzabal, n-aș pe aici, bă. Mergem mai departe. Ce rezervă vom avea în continuare? Van der Sar, Messi, Gullit. Da, mă, da, Gullit. A picat mai devreme. Îl luăm și aici pe Gullit. Bine, dacă vrei. Băgăm pe Gullit Tchame. Hai că e posibil. E posibil. Încă câțiva jucători și am reușit challenge-ul. Hai că sunt chiar entuziasmat că este challenge-ul ăsta. Ca fost cales, mamă, aici e jale, bă. Aici e jale. Aici n-avem niciunul. Haide-mă, se poate, se poate, se poate, se poate. Și nope. Din nou dăm greș. Saka putea să aibă un euro dacă reușește să marcheze penaltiul ăla din finală. Dar hai că luăm pe Saka team of the season. Și mergem mai departe. Mukiele, Zaha. N-avem ce să luăm de aici din păcate. Doar Zaha. Bă, și ce bine începusem, frate. Și acum nu mai dă absolut nimic. Nu mai dă niciun câștigător de euro. Din nou aici jale. Hai de mă, ce aproape am fost. Da, încă mai avem șanse. Ne mai trebuie 3-4 jucători, ne mai trebuie. Putem să dăm clash pe final, încă 4 jucători. Și niciunul, bă. Niciunul, bă. N-aveam și Mbappé 1 euro. Hai că luăm pe Mbappé totuși. 5 rezerve rămase, 4 jucători care ne trebuie. Poate dăm clash pe final, cine știe. Isco, Lemkelze ăsta care a ieșit din imagine, Horan, Isco nou. Și Cantare doar cupa mondială. O să luăm totuși pe Kante aici. Da, 4 rezerve rămase, 4 jucători care întrebuiesc în primul 11. Grimaldo, Gheoro. Haide bă, nu-mi iese bă. Și ce bine început se învere. Da, o să luăm pe Palmer băieți. 3 jucători rămași. Care vor fi acei 3 jucători rămași? Spinazzola, perfect. Hai că luăm pe Spinazzola și îl băgăm CB. Ne mai trebuie 3 jucători, dar noi mai avem doar 2 rezerve. Totuși poate măcar 10 să facem, cine știe. Și următorul jucător este Weiser, Zanetti, Alex Teș, niciunul de aici nu este. Așa că luăm pe Frimpong. Și ultimul care este portarul este nimeni altul decât mamă. Din nou, niciunul. Poate să fi luat taicăsul lui Michael, nu Michael, copilul, gen. Luăm pe Kesper aici. Deci băieți, ăsta a fost challenge-ul.
Am încercat, dar nu mi-a ieșit. Din păcate dăm greș cu acest challenge. Dar eu zic că a fost destul de interesant. Deci doar 8 jucători a fost maximul în acest challenge. Puteți să-l faceți și voi și să-mi ziceți acolo în comentarii câți ați reușit să băgați în primul 11, câți jucători care au câștigat euro. Și eu sper că v-a plăcut clipul. Nu uitați să lăsați un like dacă mai vreți clipuri de genul în continuare, cu challenge-uri de genul. Poate facem cu Cupa Mondială, cine știe, sau cu Copa America, habar n-am. Sau poate cu Champions League, că merge și cu Champions League. Despre că v-a plăcut clipul, nu uitați să lăsați un like acolo, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.